Jucării, hăinuțe, cărți cu povești, dulciuri și alte bunuri au ajuns prin generozitatea polițiștilor din Basarabeasca la 3 familii social vulnerabile din raion. Pentru prea mulți însă această perioadă nu este decât o altă ocazie de a-și aminti de greutăți și lipsuri. Însă copiii nu ar trebui niciodată să-și piardă credința în Moș Crăciun și în magia sărbătorilor. Pentru a le înmâna aceste daruri, împreună cu polițiștii, am mers și noi pe la casele acestor oameni. Iată, ia sante pentru micuță. Natalia. Natalița. Ia ca așa, o, fetiță frumusică. Mulțumesc. Și ca aici, niște jucăriele la copii le-am adus. Bucuria a fost imensă, în special la cei mai mici. Mulțumesc pe acest cadou. Mulțumesc la dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Și să mai veniți pe la noi, să mai intrați. Спасибо большое. Mulțumesc mult pentru ajutorul acordat. În satul Bașcalia, la evidență, sunt 12 familii social vulnerabile. Cred că este un gest foarte bun înainte de marile sărbători care le sărbătorește toată lumea, să facem un dar copiilor care poate nu au posibilitățile care le avem noi. Și cred că este bine de extins această campanie cât mai larg. Scopul acestei campanii este de a aduce fericire, de a aduce zâmbetul pe buzele copiilor din familiile mai îndurerate, celor mai nefericiți ca noi. Suntem un fel de Moș Crăciun, avem în desaga noastră astăzi diferite lucruri pe care le-am colectat. Am mers în satul Iserlia la o familie, doi băieței care locuiesc cu bunei. Am mers în satul Bașcalia la o familie cu 3 copii și urmează să mergem în orașul Basarabeasca, la fel la o mamă solitară care poartă de grijă a 3 copii. În continuare, polițiștii au dorit să îndulcească sărbătorile de Crăciun și pentru alți 3 copilași, oferindu-le pachetele cu daruri. Sunt gesturi simple, dar care au reușit să le aducă bucurie în suflete. Fiecărui câte un cadou. Mulțumesc! Cu plăcere, cu plăcere! Mulțumesc! Plăcere și plăcăul cel mai mare. Asta e sprijinul mamei. Mulțumesc! Gestul umanitar a fost perceput cu mare bucurie și de către mama lor. Vă mulțumim pentru ajutorul ce ne l-ați oferit și vă doresc la toți mult sănătate, succes mai departe la muncă și dumneavoastră tot un an nou fericit. Polițiștii au reușit cu succes să aducă bucuria Crăciunului în casele unor copii care își trăiesc viața în lipsuri și sărăcie, fără a avea ocazia să se bucure din plin de copilărie. S-a decis ca toți angajații Inspectoratului de Poliție Basarabeasca să ia parte la gestul acesta de binefacere. S-au acumulat produsele necesare, s-au acumulat careva îmbrăcăminte pentru copii și s-au repartizat la familiile care au fost selectate anterior. Solicit ca toată lumea să fie mai bună, măcar în ajun de sărbătorile de iarnă. Însă, bineînțeles că mai există încă mulți copii triști, care cu multă nerăbdare îl așteaptă în pragul casei pe Moș Crăciun. Așadar, acest model de generozitate și de iubire din partea polițiștilor merită a fi preluat de fiecare dintre noi. Haideți să ne alăturăm și să aducem zâmbetul pe buzele tuturor copiilor!